Familia la Catos transmite Pace, dragi frați și surori! Vom pleca spre Viena, urmând ca luni dimineață Iosua să fie internat, marți îi se va face cateterismul cardiac, miercuri remeneul, iar joi e programată operația. Va fi adormit trei zile consecutiv. Operația cea mai complicată va dura între 7 și 12 ore, nu știm exact. Medicii ne-au spus că ei vor face tot ce ține de ei vor încerca să rezolve două mari formații deodată, dacă este cu putință. Reconstrucția valvei tricuspide, dacă va avea destul sud propriu de unde se extragă, altfel va fi mai complicat. Probabil va trebui valva schimbată cu una mecanică, care va trebui pe parcursul vieții înlocuită odată cu creșterea lui. A doua formație care încearcă să o rezolve în aceeași operație, va fi mutarea arterei pulmonare și a aortei dintr-o cămăruță a inimii în cealaltă. Aorta este cel mai mare vas de sânge din corpul omenesc. Riscuri sunt multe, însă noi ne punem nădejdea în Dumnezeu care nu ne-a părăsit niciodată. Vă rog să ne sprijiniți în rugăciune, va fi o perioadă foarte grea pentru noi și avem nevoie de glasurile voastre înălțate către cer. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească în zecit. Relatează din inimă pentru tine.ro